Asta e, zic eu, când se întoarce. Întoarce-te. Aoleo. Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou vlog. E bine, astăzi alături de Zbârș, de Ioana, care ne filmează și vom face cel mai tare vlog. Vom crea niște outfituri de 20 de lei. Ați auzit bine, un outfit de 20 de lei fiecare. Și le vom compara cu niște outfituri de ale noastre de 20 de mii de lei. Când ne vecinul aici cu noi pe spate, avem și majorete, după cum vedeți. Da, deci ați auzit bine, o să probăm și o să comparăm un outfit de 20 de lei cu un outfit de 20 de mii de lei, 200 de milioane. Cred că aproape 5.000 de euro un out. Și decizia rămâne a voastră. Voi va trebui să scrieți în comentarii care vi se pare că arată mai bine, ăla mai ieftin, ăla mai scump, ambele ale mele, niciunul al lui Gami. Nu știu, vedeți voi în comentarii. Scrieți acolo și dați neapărat un like. Câte like-uri să strângem la asta? 50.000 de like-uri. Și abonați-vă la canal să ne strângem 1.000.000 de abonați, pentru că vă pregătesc de surprize foarte, foarte, foarte mișto. Cum ar fi să fie deja 1.000.000 de subscriber când postez asta? Mamă, ar fi șmecher. Cum ar fi? Vă pregătesc ceva super, super șmecher, un clip de 1.000.000 de abonați, super emoțional, super. Eu l-am văzut deja. Surprize noi, deci o să fie mare, mare nebunie. Hai să mergem să cumpărăm outfit-urile de 20 de lei. Cât credeți că costă acest tricou care îmi vine până sub genunchi? Asta e tot outfit-ul meu. Băieți, nu uitați să vă luați masca fresh de pe shop.favgame.ro/gami. Aveți link în descriere exact de la mască. Mai ales acum că vin vremurile astea grele și trebuie să purtăm măști peste tot. Aveți link-ul de la mască în descriere și donăm 30% din profitul tuturor măștilor pe care le vindem unor oameni care au nevoie de ajutor, mai ales în perioada asta grea. Deci aveți link în descriere de la măști. Bă, noi tot ne plimbăm pe aici și nu găsim chestii, frate, să facem un outfit de 20 de lei. Adică am fost și anul trecut aici, am făcut un vlog. Uite, ăsta e de la Primark, de la Zbârș, de acolo din Anglia. Drăguț tricou, dar e 39 de lei, adică nu ne încadrăm să facem un outfit, deci, înțelegi? Nu ne încadrăm, așa că o să mergem afară, că acolo au niște haine un pic mai deteriorate sau mai așa, care încep de la 3 lei, adică 3 lei o piesă de outfit. Mergem acolo și vedem ce găsim să facem două outfituri. Problema e că acolo cred că o să fie doar haine de fete. Și facem vlogul mai amuzant, nu vă problema, sincer. E vreau ăștia. Vreau ăștia, da. Da, și nu prea ești celușereasul tu, în niciun caz nu ți se potrivesc. Se par top. 42. Nu contează, iau. Fraților, nu se încadrează în vlogul acesta, dar dacă tot am venit până aici, o să-mi cumpăr ceva așa pentru mine, pentru sufletul meu, ceva care va sta în dulap și nu va fi purtat niciodată, dar îl voi arăta tuturor prietenilor mei care vor veni la mine. Această cravată, deci este absolut superbă, costă 16 lei, dar merită toți banii. Adică nu știu, eu nu știu să le cravata, sincer, adică nu știu exact care e șmecherea cu cravatele și cu nodul de cravată, dar uite-te un pic cum e, adică este superbă. Dar dacă te-ar gândi în brațe, în costum trebuie să o ai. Da, deci cravata asta mi se pare super, super șmecheră la doar 16 lei. Mă duc adică acum să o cumpăr. Adică dacă știi? Da, mă duc să o cumpăr, nu o punem la vlog, dar vreau să o am eu acasă, așa, să râdem un pic. Cravata a fost achiziționată, cum v-am spus. Astea sunt hainele de care vă vorbeam, bă, sunt cam de femeie, adică... Adică nu de fete, de femei. Da, ceea ce nu prea ne ajută pe noi în questul nostru. Se pare că întâmpinăm dificultăți mai mari decât ne așteptam. Hai să vedem înăuntru, poate găsim acolo ceva. Uite, asta e ruptă. Este cu galben, costă 3 lei această bluză. Adică, sincer, dacă o coși un pic, nici nu-ți dai seama. Mă uit așa, nu prea, adică nu prea putem să cumpărăm nimic. Hai înăuntru, poate găsim acolo. Nu prea cred că o să avem bulan nici aici. Bă, dar un pantalon scurt acolo, un tricou, nu văd. Nu prea e nimic de băniți așa, adică nu știu. Ia uite, de exemplu aici, ia ceva rând. Bă, asta să zici. Hai cum e ruptă. Hai de mă că nu se vede, vezi că nu-i rău ăsta. Ăla cred că e 3 lei. Boss, e rupt, dă-l dracu. Credeai că-s pantalon scurt? Da, pa. Credeai că-s pantalon scurt? Bă, chiar e greu, bă. Dude, that's hard as hell. Sincer, adică nu... Nu facem treabă. Așa, băieți, avem prima oară tricoul ăsta care e la special price. E rupt, e la spate, nu se vede. Mărimea L, cred că o să-mi vină cât de cât ok. Sigur e de fată. Deci să fie puțin mai mula decât m-aș fi așteptat. What the fuck, ce-ți faci? Dacă... Ce? What? Nu. Ne-am găsit pantalon scurți. Bă, dar ăsta niște, efectiv, parcă ar fi haine de nuntă low-key, știi? Dar de ce-s doar de femeie? Asta nu înțeleg. Un crop top, zbără? E Stradivarius, dau, și costă 9 lei. Cam scurt pentru mine, dar ai putea să-l păstru. Bă, nu, e verde, ia, e verde. Și ce înseamnă verde? Că scrie afară. 9 lei. A, bă, nu, 9 lei. Și ăsta e 6 lei. Iei tu pe ăsta? E crop top. Așa, băieți, eu rămân cu ăsta, deși e rupt. Bă, dar efectiv, n-am mai găsit nimic aici, ceva măcar unisex, dacă nu de băiat, toate sunt de fete. Sunt bluzițe de-astea de nuntă, super dubios, super dubios. Nici măcar pantaloni n-am găsit, erau doar fuste. Deci nu găsim absolut nimica, frate, absolut nimica. Ia, frate, ți-ai găsit ceva? Bă, mă uit și tot nu găsesc ceva cât mai ok. Uite-i pe ăștia, ăștia sigur sunt ieftini. 79 de lei, bă, ne e destul de greu să ne încadrăm, adică tot ne plimbăm pe aici. Ne vom la 79 de
modele ție din mall. Bă, uite, am găsit tricoul ăsta aici, e 16 lei tricoul ăsta. Arată fain pe față, rău de tot, gen, da, pe față chiar l-aș purta. Dar asta de pe spate e cam dubios, spate poți să-i dai așa. Da, 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 adică nu știu. Cred că o să le iau pe ăsta la 16 lei și trebuie să ne cadrăm cu pantalonii la 4 lei, ceea ce o să ne fie cam greu, adică... Cred că o să sărim un pic peste buget, dar încercăm cu cât mai puțin. Poate găsim ceva rupt. Da. Băi, ne-am tot uitat și am găsit pantalonii ăștia XL, din păcate sunt. Nu sunt XXL? Nu, sunt XL. Bă, și sunt gen 10 lei, dar ne sărim un pic peste buget, dar eu zic că merită, adică sunt Nike. Sunt un pic pătați pe aici, dar cred că dacă îi spălăm și așa, oricum nu prea se văd, adică la prețul lor chiar mi se par super, super ok, nu știu. Adică la 10 lei ce ți-e? Un suc. Adică cât avem? Avem 16 și cu 10, 26 de lei, da. Mi se pare ok, un acest outfit, sincer, de 26 de lei. Nu o să includem pantofii, dar asta e. Stăm desculți, da, e un outfit de stat în curte. Deci, outfitul meu este gata, avem acel tricou roșu cu acești pantaloni albi, o să meargă destul de ok, zic eu. Și băieți, mai avem de luat o pereche de pantaloni scurți. Da. Ăștia cred că sunt cam mici, da, de da, mine. Da, ăștia, da, 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 eu zic ăștia. Uite, ăștia așa, sunt așa clasici. Haide, negri. Mă, chiar așa. Dar cât costă? 59 de lei. Ne-a rupt. Băi. Asta, uite, ăștia de baie. Da, aia, da, ăștia îmi plac, da. Dar parcă mici. Ia, uite și pe ăștia. Da, mamă, și sunt și din aia strâmți. Aia, da, mamă, și au și funduleț aici, ia uite-l. Ăștia sunt. Ăștia nu cred că au preț, dar ce, putem să negociem? XL. Bă, nu prea. Sunt adică... Hummel. Păi dacă n-are niciun preț, practic e pe moca. Am outfit-ul de 9 lei. Corect, corect. Nu arată chiar așa rău, au și de ăștia. Uite așa aici. Da, puțin off-white. Hai să mergem să plătim, băieți, și după aia să mergem să facem outfiturile scumpe, să vedem care arată mai bine. Fraților, tocmai ce am ieșit și noi din magazin și în mâna mea stângă țin cel mai frumos cadou pe care l-am făcut eu anii vreodată. I-am cumpărat la viața mea bijuterii, haine, genți. Dar ăsta este cel mai frumos cadou pe care l-am făcut eu în toată viața mea și vă zic asta sincer. I-am cumpărat acest cercei cu o halbă și cu o sticlă de bere. Bine, din martie anul ăsta e majoră, dar mi s-a părut superb. Am văzut la casă, au fost 14 lei, au fost foarte scumpi. Dar mi-au plăcut la nebunie și sigur o să-i placă și ei. Totalul a fost într-adevăr, pantalonii, cum am zis, de cele, deci outfit-ul meu a fost cât? 26 de lei și pantalonii lui Zbâr au mai fost încă. Au fost destul de scump pantalonii lui Zbâr, au fost 21 de lei pantalonii lui Zbâr. El a ajuns la outfit de 30 de lei, dar cumva tot acolo e. Nu puteți să ziceți că v-am mințit sau ceva, pentru că n-am găsit, frate, n-am găsit. Asta e. Am bonurile aruncate pe aici prin sacoșă. Acum mergem acasă, ne punem outfit-urile pe noi și o să o punem pe Ioana să jurizeze outfit-ul meu ieftin, outfit-ul meu scump și la fel și cu outfit-urile lui Zbâr. Am zis de prea multe ori outfit-uri, deja nu o să mai pot să-l zic. Hai acasă că deja s-a lăsat seara. Ioana, am fost la cumpărături cu Zbâr și am luat cele mai amuzante chestii și nu m-am putut abține să nu-ți iau și ție ceva. Ce drăguț din partea ta. Așa e, sunt cel mai bun iubit, scrieți în comentarii. Deci fii atent la ce ți-am cumpărat, închide ochii. Închide ochii. Deci dacă nu-ți place cadoul de la mine, mă, ești fraieră. Super. Și ești fraieră. Te de mâna. Ia. Nu pot să crezi, și eu voiam să iau pe ăștia azi. Pe bune? Da. Sunt niște cercei cu o sticlă de bere și o halbă. Deci fix pe ăștia, am fost azi la magazin cu smaranda și chiar i-am văzut și am vrut să-i cumpăr. Și nu i-am mai luat, că na, nu m-am gândit că o să am nevoie vreodată de ei în viața dar mea. Dar ți-am luat eu cel mai inutil cadou din lume, dar ăștia trebuie să-i porți la petreceri, mi se par bombă. Dai grătar, ia-i pe ăștia. Deci tu, ți se pare că acești cercei mă reprezintă pe mine? Da. Ok, și după aia să-ți arăt, pe lângă hainele pe care le-am cumpărat, mi-am mai cumpărat și mie ceva. Ia care nu are treabă cu videoclipul, dar am să-mi iau pentru că sigur o să-ți placă. Asta chiar mă reprezintă pe mine 100%. Mi-e frică. Stai, zic eu când se întoarce. Întoarce-te. Aoleu, ce e asta? De ce? Este o cravată cu bani. Nu. Tu mi-ai zis să mă îmbrac mai elegant, așa că am zis să ne cumpărăm o cravată. Refuz să existe acest articol vestimentar la noi în casă. Oho, și ce bine va sta. Bă, te-ai dat pe aia de curiositate. 16 lei. Fascinant. Hai să ne îmbrăcăm în outfiturile noastre pe care le-am cumpărat și Ioana ne va da note. Să sperăm că eu voi câștiga. Trebuie să câștig neapărat. Facem blat și eu câștig, adică obligatoriu, nu mai există așa ceva. E, ce ziceți de primul meu outfit, Ioana? Un outfit corect, de grătar, merge cu cercei. De grătar? Este un outfit foarte șmecher, în valoare de 26 de lei. Da, te rog frumos, 26 de lei acest outfit, pantaloni Nike, după cum poți vedea,
Și tricou Carpe Diem II, da? Care pe spate este super forță. Poți să faci poți de bombardier așa la promenadă. Nu te, nu te-ai prins, e Carpe Diem Mi. Da, nu. De la 1 la 10, ce notă dai acestui outfit? 7. 7? Da, nu. Este un outfit de nota 200. Nu-mi place acest. Deci acest outfit a costat 26 de se ron. Se putea mult mai bine. Găseai sigur un alt tricou mult mai bine. Nu găseai, frate. Bă, nu găseai. Zbăr, acum e rândul tău să te îmbraci în outfitul tău ieftin. Am la nota 7. Să vedem ce notă ieși și tu. Hai să vedem. Gata, băieți. Gata. Frumos! Pe outfit de... de sport, cel puțin, e de fotbal, de... ca băieții. Așa și? Cum se pare? E mai slab decât prima outfit, trebuie să... Păi cam asta de la fete, dracu. Adică ce ai vrea? Da, dar outfit-ul a fost 30 de lei. Ia uite aici. Ia uite aici. Pantalonii, în schimb, îmi plac. Mi-e plac mai mult ca ai tăi pantalonii. Și mie îmi plac ăia mai mult. Deci ai mei, niciodată. Sunt chiar super drăguț. De ce zici că suntem la meci de fotbal și în două echipe? De care sunteți? Echipele adverse de a face grătar. Ce notă merit? 6. Am câștigat prima rundă. Hai să zic și la a doua rundă. Gata, băieți. Ce ca un hypist împuțit arăți. Mergem și noi în promenada? Yes! Sinistru! Sinistru outfit! Zici că sunt copil care merge în promenada. Hanoracul ăsta l-am primit de la voi, deci voi știți cât a fost. 35 de milioane. Tricou ăsta e off-white. În cazul care ți-e face cald. Trebuie să stai ăsta jos, tot ești în off-white. Da, deci... tricou 12 milioane. Avem aici acest ghiozdan care este gol în momentul de față. Îl folosesc să-mi țin laptopul și camere în el. Cred că a fost... oare, cât înseamnă 500 de euro? Nu, 500 de dolari. A fost 20 de milioane. Mamă, de prost mă simt acum că spun toate astea, like, what the fuck. Mamă, mamă, nu! N-o fă! Așa, ia, da. Cât de scârbos! Da? E oribil! Asta a fost 70 de euro. Adică 3 bețe. 3 bețe. Asta a stat un an la Pain și la Madeline. Acum, acești pantaloni Fear of God Essentials sunt 200 de dolari, 200 și ceva, deci... 10 milioane. 10 milioane. Și ăștia Dior, mi-am primit cadou, sunt 900 de euro, nu știu cât înseamnă. Cred că 40 de milioane, ceva de genul. Da. Putem vorbi despre faptul că zbâr. Are efectiv dulapul plin de haine mega scumpe pe care nu le poartă niciodată. Deci zbâr e genul de om care și le ia. După aia e prea... dar le primesc pe majoritatea. După aceea e prea humble să le poarte. Ah, stai, 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 stai. Și am și card holder-ul ăsta Versace. Dar arată-ne și ce scrie pe card. E, da. A fost 200 de euro. Stai așa să vedem dacă e Versace, Versace. Deci avem designul Versace și logo-ul frumos. Bă, frate, dar zici că sunt ultimul puțin de hypebeast. Am și who's so fine. What the fuck? Dă-le, dă-le. Dă-le foc. Băieți, tocmai ați văzut prețurile pe ecran adunate de la toate piesele lui zbâr din outfitul lui. N-am stat acum să le adun, dar le vedeți pe ecran. Acum urmează să mă schimb și eu, să vedeți un outfit cu adevărat maker, nu așa de mol. Stai, 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 stai. Și breloc, avem aici încă 300 de euro. Mașina, mașina gen, nu breloc. What the fuck, cât de prost mă simt că efectiv mașina e mai ieftină decât majoritatea chestiilor pe care le am pe mine. Dar le-am primit cadou, deci nu-mi dați cu hate. Nu mai cumpăr haine de mult. Uitați, băieți, aici un outfit exceptând blugii, că m-am îngrășat și chiar arată ciudat pe mine acum, adică înainte era mai ok. Blugii ăștia ți-ai luat când aveai cu 15 kg mai puțin. Exact, da. Să fii mulțumit că ți intră. Sincer, da. Ok, începem outfit-ul cu acești ochelari Dior, care sunt, cred că, 15 milioane, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Ceasul, 40 de milioane. Bluza, 35. Givenchy. După aia mai avem încă o bluză Givenchy care e 20 de milioane, dacă nu mă înșel, asta am primit-o de la Shelly de ziua mea, te pup Shelly. Blugi de pe Asos, da, într-adevăr puțin mai strâmți decât ar trebui, na, era mai slab înainte. Ăștia 70 de euro sau ceva de genul. Versace 45 de milioane și ghiozdanul MCM acesta care este 40 de milioane, puteți să faceți calculul, de fapt scrie pe ecran. Acesta este totalul. Ce părere aveți de outfit-ul meu? Ioana, te rog frumos. Îmi place foarte mult cum stă în negru. Sunt frumos rău, dar tot știu. Păi de cât de înalt te fac ăștia Versace. Așa-i? Like, what the fuck? Da. Eu de mult este așa. Da! Așa. Ai vrujit mult prea mulați, așa că îți dau nota 8. Oooo, cine a câștigat? Eu am câștigat. Cum adica?
Cum adică? Nici nu știu să vorbesc. Cum adică? Eu le străin de la italiană, vin în România și nu știu mai ce vorbi cu mine. Stai cu fractul ăsta urât. Nu mai are ce vorbi cu mine. După ce că outfit-ul meu e mult mai scump și mult mai frumos și nu arăt ca un țăran din ăla de la mall. Nu, tu arăți ca un țăran din Băneasa. Nu din Promenada. Măcar mai bine un pic. Mai bine un pic. Blugii aia sunt odioși, trebuie să-i arunci pe geam. Da, de zbâr m-am vins, nu-mi vine să cred. Pe proba scumpă, pe aia mai bătut tu. Cât de înalte că pe lângă mine cu de fapt, da, de fapt, da, la proba ieftină eu am câștigat și zbâr a pierdut, da, corect, deci este egalitate. Deci, fraților, nu am făcut acest vlog ca să ne lăudăm cu hainele noastre sau ceva de genul acesta, am făcut doar să vedeți că puteți să vă îmbrăcați, ok, și pe bani puțin. Și nașpa și pe bani mulți. Și nașpa și pe bani mulți, exemplul lui zbâr și oarecum și exemplul meu, adică cu bluză. Adică ideea e că nu trebuie să băgați foarte mulți bani în haine să le purtați pe în același timp, pentru că puteți să le combinați cu alte haine mai ieftine care să arate bine. Sau să vă combinați așa toate hainele scumpe și să arătați oribil. Arăt ca un la zbură, adică exemplu perfect e că aici uite cât de lungi sunt ăștia și uite cât de lungi sunt și ăștia, adică clar nu se potrivesc, nu poți să-i purți. Dar nu știu, ciudat să porți sanura cu pantalon de training, parcă ești prea sport, adică... Bă, da, nu știu, prea promenat așa. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal pentru că suntem foarte, foarte, foarte aproape să atingem 1 milion de abonați. Cine știe, poate avem deja. Poate avem deja. Abonați-vă la zbâr, abonați-vă și la Ioana la 1 milion de abonați. V-am zis că vă pregătesc niște surprize foarte, foarte mari. Bine, eu am fost Gami alături de zbâr și de Ioana, iar noi vom vedea data viitoare. Pa! Pa!